De astăzi, având în vedere că unul din administratorii care sunt învinuiți în cauze despre care am vorbit anterior, a făcut declarații ample, este cooperant, am obținut informații utile pe care le-am verificat și care vin în corroborare cu celelalte probe acumulate, astfel încât am pornit urmărirea penală în trei cauze. Pentru posibilă comitere a infracțiunilor de corupere pasivă și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave, avem trei persoane bănuite care au fost reținute pentru un termen de 72 de ore. Vorbim despre persoane responsabile din cadrul Direcției Comerț Alimentației Publică a Primăriei Municipiului Chișinău, o persoană din cadrul Centrul de Sănătate Publică, da? Municipiul Chișinău și o persoană din cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri Centru. Vorbim despre persoane care au potrivit atribuțiilor sale de serviciu, dispuneau de pârghii și erau și obligate să verifice modul de funcționare a cafinelei. Prea multe detalii acum nu dăm. Vă dați seama, este o etapă incipientă a urmăririi penale, dar o bănuială rezonabilă există că aceste persoane ar fi comis corupere pasivă și depășirea atribuțiilor de serviciu. Presupuneți că